Ia năsucul. Ia năsucul, țucă-l, mama. Salutare tuturor! Astăzi stăm la pândă pentru că stă să ne fete o purcică. Și sunt, astăzi chiar s-a întâmplat să fiu singură acasă cu copiii și trebuie să fiu foarte atentă să nu se întâmple ceva. Din păcate, data trecută când era gestantă, nu a mers foarte bine toată experiența asta pentru că ne-a fătat doar 2 purceluși, unul mort, foarte ciudat dezvoltat și 2 purceluși, 2 masculi. Pentru că până acum o montasem doar cu material seminal, am zis haide să o ducem la vier, poate treburile natural vor merge altfel. Și am dus-o la vier, a fost o întreagă experiență și o întreagă epopee și din treaba asta, dar totuși Daniel s-a chinuit și a dus-o la vier. După aia a fost un moment destul de lung de așteptare. Și nu eram sigur, pentru că în greutate nu lua foarte mult. Chiar din contră, ni se părea că slăbește, că nu se dezvoltă, că nu-i ce trebuie, având în minte data trecută când era gestantă, pentru că crescuse enorm, se făcuse de 200 și de kilograme, avea niște țâțe pline și de lapte și am zis gata, ne fată vreo 15 purceluși, când de fapt a fătat doar 2. Iată că de data asta ea nu a mai crescut aproape deloc, nu s-au văzut semne cum că dă să fete. Și data la care trebuia să fete era chiar 25 decembrie, așa ne-am calculat noi, că atunci ar da să fete. Este trecut peste 25 decembrie și așteptăm. Dar în urmă cu 2 săptămâni, noi am chemat un medic veterinar care să ne ajute să ne dăm seama dacă o vom tăia de Crăciun sau o ținem că este gestantă, pentru că semnele noi nu le vedeam. Și atunci am zis, haide să chemăm un medic veterinar cu ecograf să-i facă și să știm dacă putem tăia sau nu. Să nu ne trezim că o sacrificăm și când colo o să găsim puișori la ea, ceea ce nu ne doream. Și așa am și făcut, am chemat medicul veterinar, ne-a verificat toate caprele, ne-a verificat purcica. Pe Măriuca, din păcate, nu a putut să o verifice pentru că e prea devreme, dar a verificat purcica și ne-a zis clar, nu-i gestantă, puteți să o tăiați. Și totuși ne-am gândit noi, haide să o mai lăsăm câteva zile, da, de hai să așteptăm până la termenul ei, cine știe să nu facem vreo greșeală și să ne pară rău. E bine, ca norocul că ne-a dus mintea și am ținut-o pentru că i s-a adunat lapte, țâțele pline de lapte și e un semn clar că urmează a făta. Așa că m-am pornit la drum să văd, să o tot verific. Am fost de câteva ori astăzi și eu și copiii și mergem să verificăm tot timpul, să nu cumva să apară complicații. Pentru că data trecută mi s-a părut că s-a chinuit destul de mult. O dura câteva ore toată experiența, deși fătase doar 2 pui vii și al treilea îl fătase mort. Și apoi a eliminat placentele, le-a eliminat foarte, foarte greu. Dar sperăm că de data asta să fie mai bine. Cine știe? Nu se știe câți puișori vom avea, dar vedem de acum încolo. Mameleoanele sunt mari, bugerașele văd că s-au adunat lapte în ele.
adică țâțele. Ce-i băiucu? Ai nevoie de ajutor? Coada și-o ține pe sus. Ce băiucu? Ce e, petita? Deocamdată nu se întâmplă nimic la capitolul Scruffă, dar o să mai revin de câteva ori astăzi. Ori eu, ori copiii, o să îi trimit și pe ei să verifice. Așa ca mine, cred că sunt mulți care se întreabă cum îți dai seama dacă o purcică e gestantă. Și că e destul de ușor dacă purcica e sănătoasă. La noi, tocmai asta a fost problema de la bun început, că ea era deja suficient de mare, matură. Ajunsese la maturitate și nu intrase în călduri. Atunci se face un tratament pe care ți-l prescrie medicul veterinar, care cred că e ceva hormonal și face animalul să intre în călduri. Atunci noi făcusem acel tratament, a intrat în călduri și am montat scrofița. Din acel moment nu a mai intrat în călduri, așa ne-am dat seama că ea e gestantă. Și ăsta e un semn că o scroafă este gestantă, ea nu mai intră în călduri. Cum se manifestă aceste călduri? E agitată, de obicei ele nu te lasă să le mângâi, să stai pe lângă ele, grohăie urât și fac niște sunete ciudate. Dar când sunt în călduri, te lasă să stai pe lângă ele, chiar să le mângâi pe spate, pe șolduri, pe partea din spate, deci e un semn că scroafa e în călduri. Și la noi de-aia eram puțin în dubii, pentru că ea oricum nu intra de bunăvoie și nesilită de nimeni în călduri, ci doar cu ajutorul acelui tratament. Și de aceea nu ne-am putut da seama dacă e gestantă sau nu. Prin alt mod este ecograful. Da, deci prin cele două moduri, nu știu, poate că mai sunt și alte modalități prin care poți să-ți dai seama dacă animalul, scroafa, este gestantă. Noi le știm pe astea două și despre astea două vorbim. Și, da, modul natural, adică nu mai intră în călduri, ne dădea semne că ar fi gestantă. Cu ecograful ni s-a spus că nu-i gestantă, să nu ne facem speranțe. E seară, târziu deja, am pregătit pentru, în cazul în care fată peste noapte, am pregătit acolo lumina, becul cu încălzire pentru animale. Scroafa se pregătește și cum ne dăm seama că o scroafă se pregătește de fătare? În ultimele momente, deja ea se pregătește prin aranjarea cuibului. Ea își face cuibul și adună toate paiele și le-o adunată de aici din țar cu ei și le-au adunat într-un singur loc, într-un colț, exact acolo ne-o făta și data trecută. Țâțele sunt pline de lapte, sunt umflate, are un comportament neobișnuit, ea nu mai vine către mine să se certe cu mine că ce caut eu în spațiul ei, chiar din contră, data trecută când ne-o fătat, m-a lăsat oarecum să știu că are nevoie de ajutor. Și am fost aici, am mângâiat-o, ceea ce nu se întâmplă de obicei. Ea nu mă lasă să pun mâna pe ea, grohă, e urât. Și eu destul de fricoasă, nu prea îmi plac scroafele. Decât în momentele astea când știu că are nevoie de ajutor. Avem aici o domnișoară foarte flămândă, la care o să revenim imediat. Daniel m-a pus să promit că mi-au cu mine bota când mă duc la scroafă, să nu fac pe viteaza. Și într-adevăr, nu face urât, mie nu-mi plac sunetele astea tale. Bă, mie mă sperie, m-am înțeles, ai văzut bota, da? Eu îs cu bota ca să nu sari pe mine. Nu-ți vreau numai binele.
Nu știu ce se întâmplă în spate, dacă s-ar întoarce ar fi perfect. Ce zici, te întorci un pic? Te întorci un pic? Te întorci? Întoarce-te să văd ce ai acolo. Hai, nu vrei să te întorci? Eu nu m-aș tare băga acolo, eu nu știu cum ies. Acum... Ne de acolo, ne, du-te, du-te înapoi, du-te la locul tău, du-te, 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 du-te la locul tău. Așa s-a nimerit de data asta că Daniel să fie chiar plecat într-o altă locație cu altă treabă foarte importantă și s-o nimerit să fiu sigură. Deci știam că va făta scroafa. Așa am zis că mă descurc să meargă liniștit. Că totul e în regulă. Acum să vedem cât e de în regulă. Între timp îi dau și la Anu ca mâncărica ei. Că lăpticul e cald și bun și în felul ăsta pot să o mai urmăresc și pe scroafă. S-a terminat. Da. Cum ai eu de unde să-ți mai dau lapte dacă s-a terminat? Da. E gata laptele. N-ai numai apă rece. Să-ți dau apă rece. Momentan am hrănit toate animalele. Am curățat la bivolițe să nu rămână mizerie sub ele. Scroafa e așezată, e destul de târziu și tot ce sper eu acum, e ora 8, tot ce sper eu e că nu mă va purta toată noaptea să umblu, să vin, să văd în ce stadiu e. Sper să fete cât mai repede să o pot ajuta și să avem și noi un somn bun și liniștit, pentru că e 2 ianuarie și zilele astea nimeni nu prea doarme. Cât de cât suntem, putem spune că suntem obișnuiți cu nesomnul. Am adus și câteva prosoape, am sacrificat din casă câteva prosoape să le am pentru puișor, să vedem cum merge treaba. Sunt nerăbdătoare oarecum, pentru că așteptarea asta dinainte, nu că vreau să fiu aici să o văd cum fată, că nu despre asta e vorba, dar să ajut în caz că e nevoie, să, mai ales că nu e așa de frică, nu e minus grade, dar 3 grade nu e suficient de cald pentru un purceluș să reziste fără ajutor. Și atunci trebuie să intru acolo la ei, să ajut scroafa, să iau puiul și așa mai departe. Sper să reușesc treaba asta. Pentru că deocamdată n-am îndrăznit să intru acolo la ea, nu pot să trec, îi stă cu capul fix în ușă și de fiecare dată când pun ceva în fața ei, începe să facă niște sunete foarte urâte și mie mi-e frică de sunetele alea. Și da, e stupid să-ți fie frică de animal și să vrei să-l ajuți în același timp. Dar eu cred că lucrurile se vor așeza cum trebuie și o voi putea ajuta. Sper. Și eu sunt foarte nesigură, din câte cred că se observă. Dar, în același timp, încrezătoare că lucrurile vor sta așa cum trebuie. Așa-i, Măriuca? Ce-ai mâncat atâta? Ce-ai tău mâncat? Ai mâncat pește. Pește, o rămas de la anul nou, pește, și l-ai mâncat, așa-i?
Vai, vai, vai. Asta ai vrut tu, să te iau și pe tine în brațe, dar păi cât-i tot aștepta? Cât-i tot aștepta? Pe toate le-am hrănit și le-am dat de mâncare și numai tu ai rămas nebăgat în seamă. Mi-am luat o placă și o să o pun așa la unde e gura ei, să nu cumva să dea cu gura după picioarele mele, că am impresia că dinții ăia mari tot... Am impresia că cu dinții aia mari tot o să mă prindă de picioare și asta mi-e frică. Deși cred că ea se gândește la total altceva, numai că e și instinctul ăla matern, precis, e vorba și despre asta și asta mi-e frică, că o să creadă că vreau să-i fac rău și o să dea după mine. Uițuțele, uițuțele. Ui. Lapte în țâță, drop de sare în spinare. Mă lăieși, încălcăieși. Așa. Așa, mamiții. Așa. Altfel ne înțelegem noi aici. Altfel ne înțelegem. Bravo, fetița. Bravo. E mare. E foarte mare. Și acum și țâțele e foarte mare. Da, iubirică. Da, iubirică. Da. Da, 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 da. Uite. Uite. S-o zgâriat aici la uțuțu, că văd că, uite, că mă lasă, nu mai comentează, deci asta-i. Deja momentul când ea începe să, mi-o dat cu ceva în gură, când ea începe să împingă, ea deja nu o mai interesează că cine intră acolo, important e să o ajute și să fie ea, să fie pui în siguranță. Și știe că noi o ajutăm aici. Cred că trebuia să-mi iau niște... Ia năsucu. Ia năsucu, țucă-l, mama. Vine năsucu. Vine năsucu. Avem un băiat, avem un băiețel, da, cu dungi, un băiețel cu dungi, da, 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 sigur că da, sigur că da, sigur că da, da, nu, nu se întâmplă nimic, nu se întâmplă nimic, nu se întâmplă nimic, ești tare drăguț, ești tare drăguț. Sigur, sigur că ești drăguț. Cum să nu fii drăguț? Da, da, da. Oi, da bineță. Oi, da bineță. Stai să nu te audă, măta. Că păi plânge după tine și face urât. Face urât, măta. Da, face urât, măta. Serios, că eu o cunosc. Eu o cunosc. Eu o cunosc. Face urât? Sigur. O, du-te-mă, du-te-mă, ispita mică. Da, dar că în 2 ianuarie te-ai fătat tu, te-ai născut tu în 2 ianuarie? Da, serios, ești un pui mic și drăguț. Da, hai să vedem la ce oră. Uite-te, la 20:15 minute. La 20:13 minute, țucă-ți, mamă, nu zuc acelea tău, da, da, sigur că da. Ia, măriuca, ia ce avem noi aici. Un porțiluș, bată-l norocul, un porțiluș, da, 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 sigur, așa, mamiți, așa, mamiți, mamiți, da, da, cu... Cucu. Hai să vedem ce face mămica ta. Să vedem. M-a mai făcut unul oare? Nu a mai făcut. Nu. Nu poate scoate așa pe bandă rulantă. Nu poate scoate pe bandă rulantă. Oare tu unde să te pune-o pe tine? Da, te-aș pune.
Da, mă duc să te pun la bec. Da, 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 da. Aha. Nu e, poți să-l iei, că e curat. Nu am unul! Păi am unul, m-am unul, fătaș. Ține bine, ori pune-l în găleată înapoi. L-o scos. Hai în casă cu el. Nu. No. Ha? Scrafa, am unul. Da, mă știi tu că mi-e, hopa Sofia. Mi-e. Stai că o mai stai cu tu, nu? O, s-o dus la el. Da. Foarte simpatici. Nu mă așteptam să fie din ăștia cu dungi pe ei. Acum merg, vezi? Merg la țâță, că acum e simirosul, știi? Da. Uite. La ce faci, frate? Uite țâță, dar numai la ce faci, soră? Lasă-mă și pe mine! No, e destul de cu minte din câte văd. O, scumpu. Uite coprisuța. Uite coprisă. Uite tu la el, tu. Vai. Ce fain. Sunt cam obosită, deja e destul de târziu. O fătat până acum 6 puișori. Pe al treilea, când l-o fătat, cum l-o fătat, cum s-o ridicat în picioare, pe 2 dintre ei am pus la țâță, cum s-o văzut mai devreme. Și când s-o ridicat, o tot urca cu piciorul din spate, pe spatele lui și, mă rog, ei, că era fetiță. Nu a murit, dar nici bine nu îi. Adică nu, oricât am pus-o cu ceilalți, am pus-o la țâță, dar nu suge, începe să devină așa rece și nu cred că o să supraviețuiască. Dar ceilalți sunt foarte bine. Am încercat să iau direct cum îi scoate, să-i tot iau, să nu se urce pe ei, asta am încercat să evităm, dar n-am avut cum să... El era cu spate, cu capul către mine, cu spatele în partea din spatea camerei și pur și simplu n-am avut cum să ajung suficient de repede. Cum l-o scos, cum m-am întins să-l iau, dar nu am reușit. Acum... Acum sunt toți aici. Cea pe care o călcat s-o băgat acolo la mămica ei. Eu și crăpat pielea, că o călcat cu copita și bineînțeles că a fost cam rău și eu crăpat pur și simplu pielea. Na? Acum știam cumva că vor fi și pierderi, dar na, îmi pare rău că sunt felul ăsta. Sunt trei așa vărgați și doi... Na. Am plecat de aici abia la ora 1. 1 noaptea, pentru că foarte greu a eliminat placenta. Și am avut foarte mari emoții pentru că o vedeam că tremură foarte tare, tremura... neobișnuit de tare și o vedeam că împinge, știam că trebuie să elimine placenta, dar foarte greu o dat afară, adică nu greu, ci foarte târziu. Și atunci o trebuie să stau și să mă asigur că totul e în regulă. Dacă nu știu, cred că trebuia administrat oxitocină sau ceva să o ajutăm. Dar era totuși 1 noaptea, pe cine să sun la 1 noaptea? Oricum, problema s-a rezolvat și am dormit liniștită,
acum să vedem cum a trecut peste noapte. I-am lăsat pe pornit. Azi noapte când am plecat au rămas 6 purceluși, dar văd că doar 5 sunt în picioare. Știam că aceea pe care a călcat-o pe spate nu va supraviețui, pentru că semnele erau clare. Dar da, au rămas 5 purceluși. Se pare că am trecut cu bine peste noapte. Cam acesta a fost video de astăzi. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și în experiența aceasta. Dacă ați avut și voi astfel de experiențe, scrieți-ne în comentarii cum vi s-a părut și, de asemenea, cum vi s-a părut acest video. Nu uitați să ne dați un like, poate chiar și un share, să vadă și alți începători în creșterea animalelor. Acest video poate le este de folos. Vă mulțumim și ne vedem data viitoare!